Salut! Raul de la Libertate în IT aici. În acest video îți voi arăta de ce jobul în programare devine din ce în ce mai nesigur și mai instabil. Vreau să înțelegi în primul rând că stabilitatea pe care o simți în jobul de programator sau în orice alt job e dată de banii pe care îi faci în acea meserie. Banii pe care îi faci îți dați de diferența dintre cerere și ofertă pe piață. Dacă există o cerere foarte mare, dar oferta e mică, atunci din diferența asta vor rezulta niște sume de bani mai mari. De aceea în programare se câștigă mai bine pentru că oferta este foarte mică. Dacă te uiți atent la ce s-a întâmplat anul acesta la admiterea în facultățile de informatică, că vei vedea că au intrat oameni din domenii care nu aveau legătură cu mate info liceu, care poate au făcut filologie sau au făcut liceu economic, au intrat la facultatea de informatică sau la facultatea de automatică și calculatoare cu medii foarte mari. Acest lucru este din cauza că oamenii aceștia își doreau să facă programare, tot mai mulți oameni din diverse arii, chiar dacă nu au făcut liceu de mate info, vor să intre în acest domeniu. Și acest lucru e un lucru normal, pentru că în momentul în care lumea a văzut că se câștigă atât de bine în programare și că sunt salarii așa mari, toți vor să facă lucrul ăsta acum și toți vor să intre cât mai repede să tragă cât mai multă valoare în viața lor, din munca de programator. Ce se întâmplă în timp este că o să fie tot mai mulți oameni și încet încet oferta o să se completeze. Nu o să mai fie așa mare diferență între cerere și ofertă. Lucrul acesta va scădea în mod natural salariile și va scădea atractivitatea pieței de IT. Asta nu înseamnă că nu se mai face IT, pentru că e nevoie în continuare de soft și va fi nevoie și în viitor. Dar vor scădea incredibil de mult salariile din cauza că intră tot mai mulți oameni în această zonă. Și nu intră oameni doar de la noi din România. Încet încet se deschide și piața din Africa și se deschid și alte piețe și devin programatori buni și în alte țări care sunt mai slab dezvoltate. Eu cu Cristian am început programul Libertate în IT acum un an de zile. Ce îți spun acum în acest video e bazat pe date și pe observațiile noastre din piața de IT. Dacă te uiți atent la piața de IT din ultimii ani, o să vezi că a fost un trend crescător al salariilor. Salariile au crescut de la an la an până acum un an sau doi ani, când efectiv s-a oprit și salariile au ajuns la un plafon maxim în România. Acest trend la un moment dat va trece în zona cealaltă, în care va descrește. Nu știu cât va dura să se întâmple lucrul ăsta. Va dura 2 ani, 3 ani, 5 ani, probabil că până ce va veni o generație nouă de programatori, oamenii care acum intră la facultăți, care acum vor să învețe programare prin diverse metode, prin platforme de învățat programare sau prin mentori pe care învață programare, dar e cert că la un moment dat se va întâmpla și trendul descrescător, pentru că oferta va fi din ce în ce mai mare, cererea nu o să poți să scaleze chiar așa rapid cu oferta, efectiv nu o să mai poți susține un salar mare, pentru că o să fie foarte mulți oameni care să facă ce faci și tu. Astăzi, dacă ești un programator cu peste 3 ani de experiență, poți să faci freelancing, ai acest control în viața ta. Să nu crezi că o să faci freelancing dacă e instabil. Nimeni nu face freelancing că freelancing e ceva instabil și nu o să-ți genereze venit constant. Trebuie doar să vezi cum să faci freelancing în mod corect. Cum să-ți generezi clienți constant și să câștigi mult mai multă valoare din piață decât să meargă valoarea la firma pentru care lucrezi. Adică să știi tu singur să-ți găsești acești clienți, să știi să negociezi ratele, să știi cât valorează munca ta în momentul ăsta pe piață și să extragi cât mai multă valoare în viața ta din piața de IT. Lumea de jurul tău începe să se modeleze pe sistemul de work from home. De ce să lucrezi pentru o companie de acasă când ai putea să lucrezi pentru un client străin și să faci mult mai mulți bani? Nu are niciun sens. Și mai ales că nu știi cât va dura lucrul ăsta. Adică dacă tot vrei să activezi în piața de IT următorii 3-5 ani de zile, fă-o să câștigi maxim din zona asta, pentru că tu până la urmă de asta lucrezi în domeniu, lucrezi pentru bani. Restul sunt chestii pe care le raționalizez ca să rămâi în locul de muncă, că ești apreciat, că ai statut în firmă, că faci pentru, nu știu, pentru impact. De fapt, lucrezi pentru bani, ăsta e adevărul. Și dacă accepți această realitate, atunci ce îți propun eu e de fapt să lucrezi pentru cât mai mulți bani poți și să faci freelancing. Doar freelancing-ul te poate aduce într-un stadiu în care să câștigi de 2 ori sau de 3 ori mai mult decât faci acum în firmă, cu același volum de muncă, cu aceeași experiență, cu același sistem de muncă, vei lucra tot în echipă, adică partea de execuție va fi exact la fel. Noi avem o metodă validată care funcționează pentru majoritatea programatorilor experimentați și ajutăm să treacă din statul de angajat în cel de freelancer. Nu știu sigur dacă va funcționa și pentru tine, iar pentru asta am nevoie de mai mult context. Contextul pot avea doar dintr-o discuție față în față cu tine. În acest sens, dacă vrei să afli mai multe despre freelancing sau dacă vrei să faci tranziția asta pentru a scoate cât mai mult din piață până ce încă ești pe trendul ascendent și încă se câștigă bine și din freelancing și din programare, hai să ne auzim la o discuție. Scriem pe Facebook, pe Instagram sau pe LinkedIn. Putem discuta mai multe despre zona asta de freelancing și să vedem dacă te pot ajuta și dacă te pot ajuta cum te pot ajuta ca să ajungi freelancer. Eu am fost Raul. Sper să ne auzim în curând. Salut!